Accidentul s-a produs în dreptul localității Merișan. Din primele date, microbusul ar fi oprit în stație, iar șoferul autobuzului nu ar fi observat oprirea și a intrat în el. La fața locului au ajuns pompierii și echipajul SMURD. Autobuzul era gol, iar microbuzul era plin cu 16 persoane. După impact, 3 dintre pasageri au acuzat dureri la coloana cervicală. Cei 3 bărbați au fost transportați la spital pentru investigații medicale. Polițiștii fac acum cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul și cine se face vinovat. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.